cum pot să scap de păcatul pornografiei? Se spune că pornografia e atât de puternică, atât de sadică, are efect la fel de grav ca a drogurilor din categoria celor mai puternice. Atacă trupul și apoi întreaga ființă. Dragii mei, luați, vă spuneam, hotărârea fermă să terminați cu orice păcat ca să fiți sigur că vă ajută Dumnezeu. Apoi, cum spune 1 Petru 2,11, vă sfătuiesc ca pe niște străini călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Feriți-vă de orice loc, de orice situație care este periculoasă. Nu intra cu telefonul în dormitor. Dacă știi că în baie ești ispitit, zi rugăciunii la ușă la baie când intri să speli. Și spală-te ca la alarmă. Ferește-te de orice situație. În fiecare zi trăiește cu demnitate, dedicat Domnului. S-ar putea să fie o luptă. La unii le dă Domnul harul așa, dintr-o dată se rup lanțurile. Pe alții lasă Domnul să se zbată. Dar trebuie să știi că poți să fii biruitor. Îmi spunea pe un site de consiliere, un tânăr zice, frate, am încercat, nu am nicio speranță, mă dau cu mașina într-un zid. Băiete, ai murit, poți muri, dar după aia nu mai poți face nimic. Te lupți. Câte zile pe săptămână postești? Păi, frate, nu prea postesc. Zic, mă cauți când ai câteva săptămâni de 3 zile post pe săptămână. Cu regimul ăsta care ți-l dau, vorbim. Altfel, armă, sar, crescut bine, fără ham, îmi spui mie că nu merge la pas. N-ai cum.